Cu ocazia zilei donatorului, aș vrea să urez tuturor donatorilor la mulți ani și le mulțumim din suflet tuturor celor care vin la centrul de sânge Alba Iulia și fac acest minunat gest. Donând sânge, îi putem ajuta pe bolnavi să trăiască. Zilnic, mii de pacienți internați în spitalele din România au nevoie de transfuzie de sânge. În al doilea rând, e important de știut faptul că sângele nu poate fi înlocuit la ora actuală. Sângele are o perioadă de valabilitate scurtă, astfel că el nu poate fi stocat mult timp, cu excepția plasmei. De asemenea, cu ocazia prezentării la donarea de sânge, se pot depista anumite afecțiuni cu ocazia consultației medicale și a testelor de sânge efectuate în pre- și post-donare. Donez pentru simplu fapt că este nevoie de sânge, este reală nevoie de sânge. Astăzi este o zi specială, este ziua donatorului, 14 iunie, ziua internațională a donatorului și la noi în companie, de exemplu, se încurajează donarea de sânge. Și este o chestie foarte faină, este ușoară donarea, adică durează cât să joci. Eu, de exemplu, am jucat o partidă de table și am terminat cu donarea. Poți salva o viață. Da, poți să aveți chiar 3 vieți. Este important să salvezi vieți și pentru că niciodată nu știi când tu o să ai nevoie și ceilalți vor dona pentru tine. Este o zi specială astăzi? Suntem în săptămâna donatorului și da, este important să se conștientizeze lipsa sângelui din unitățile spitalicești. Sunt donatori, depinde de zile, câteodată mai puțin, câteodată un număr mai mare, dar oricum așteptăm să vină și mai mulți, pentru că nevoia de sânge este într-o continuă creștere. După donare, sângele se reface într-o perioadă relativ scurtă, iar imunitatea crește. Mulți donatori declară că se simt bine după donarea de sânge, și pleacă de la noi cu un sentiment de bucurie și satisfacție că prin gestul lor au fost un real ajutor pacienților aflați în suferință. Am salvat vieți și asta e important. Ce ai îndemna pe tineri? Pe tineri să fie conștienți de lipsurile care sunt, să vină să doneze sânge pentru că este mare nevoie și sunt vieți de salvat. Este un gest de normalitate. Deci este un gest de normalitate, adică personal, fiecare om sănătos care poate să doneze, eu cu toată, tot curajul să îndemn să se doneze. Vin oamenii să doneze sânge? Sunt diferențe de la o zi la alta. De obicei, oamenii se mobilizează când au pe cineva drag, internat în spital și are nevoie de transfuzie. Sau când află de un caz mai deosebit, din presă, de un caz mai deosebit. De ce ați vrea să donați? Pentru că așa m-am obișnuit. Din 2009 și în fiecare an, de 3 ori, în timpul liber. Ați vrea specială? Da. La 3 luni, la 2 luni jumate. Știți ce zi este astăzi? Da. Internațional la donatorii. Donăm sânge. Dăm vieți. Cum vă simțiți? Bine. Și-ar mai începe. Veniți constant să donați sânge? Păi, da. Cam la cât timp? Păi, la 3 luni, cum zice domnul de aici, așa vine mie pe drum. Și de ce veniți să donați? Păi, zice, să dăm sânge la oameni, să fie bine. Este important să donăm sânge? Da. De ce? Se și regenerează sângele și ajută în primul rând și la organism. Și mă simt bine. Și ajutăm și pe ceilalți. Da. Și aș îndruma și pe alții care poate să doneze să vină, să facă un gest umanitar. Media este cam de 30-32 donatori pe zi. Deci, repet, sunt variații de la o zi la alta. E suficient? Dacă ținem cont că dintr-o pungă de sânge se fac 3 produse. Viață. Viață, dăm viață și la alții, că nu știm când avem noi nevoie de alții. Dragă om frumos, gestul tău de astăzi va face diferența între viață și moarte. Astăzi ai salvat un om. Mulțumim că ai împărțit viața donând sânge. Ai primit o scrisoare ca recompensă?
Da, este cea de mulțumire pentru gestul de a dona sânge. Să nu uităm că dintr-o pungă de sânge putem salva 3 vieți.